Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Iată care sunt principalele subiecte. A crescut alarmant numărul copiilor bolnavi de tuberculoză din Timiș. Medicii au diagnosticat în numai 5 luni aproape la fel de multe cazuri ca în 2011, dar în întreg anul. Și cifra adulților internați cu TBC este mai mare. Autoritățile timișene împreună cu cele sârbe pun în aplicare un plan comun prin care îi avertizează pe oameni de posibile inundații. Asta după ce în 2005 20 de localități au fost acoperite de ape. 22 de olimpici din Timiș dau bacul mai devreme pentru că în luna iunie, când liceenii susțin examenul de maturitate, ei trebuie să participe la concursurile internaționale. Sesiunea specială are loc în Bacău. În Timiș, numărul copiilor bolnavi de tuberculoză crește galopant. În ultimele 5 luni, medicii au diagnosticat 43 de cazuri noi. Cifra este aproape egală cu numărul micuților internați pe tot parcursul anului 2011. Nici la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, acolo unde ajung adulții bolnavi de TBC, lucrurile nu stau mai bine. În fiecare lună aici vin 50 de oameni pentru tratament. Sărăcia și nerespectarea tratamentului sunt cauzele care au clasat România pe locul întâi în Europa la morbiditate din cauza TBC-ului. În ultimul deceniu, 2012 pare să fie anul în care în rândul copiilor s-au înregistrat cele mai multe cazuri de tuberculoză. Cel puțin asta spun specialiștii. În anul 2012, doar în primele, iată, nici 5 luni terminate, sunt deja 43 de cazuri. Deci dacă mergem în continuare, ne așteptăm la un număr aproape dublu decât anul trecut, ceea ce arată și o posibilitate de recrudescență a acestei afecțiuni, care desigur ne îngrijorează. Și numărul adulților ce au TBC a crescut față de anul trecut. Dacă în 2011 la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara erau internați cel mult 40 de pacienți pe lună, acum medicii spun că lunar 50 de oameni sunt diagnosticați și rămân în spital pentru tratament. Boala poate fi tratată dacă este descoperită la timp, așa că doctorii le sugerează oamenilor să fie foarte atenți la simptome. Simptomul principal este o tuse cronică, putem spune, care durează mai mult de 3 săptămâni, care nu cedează la medicamentele obișnuite. Acel semn, acest simptom, poate să ne pună problema că ar fi vorba de o tuberculoză. Vasile Rusu are 57 de ani. A aflat că suferă de tuberculoză la un control de rutină pe care l-a făcut în urmă cu o lună. De atunci a rămas internat în spital și speră că tratamentul primit își va face efectul și îl va scăpa de boală. Am făcut o rază și atunci am văzut că mi-a spus doctorul de acolo că-s bolnav. Și am venit aici și m-a găsit la plămâni. Și în vreme ce numărul bolnavilor crește, cifra medicilor care îi pot ajuta pe pacient scade. Motivele sunt multe. Se feresc din cauza riscurilor. Pe de altă parte, bolile infecțioase sunt apanajul oamenilor săraci. Și mulți care fac această medicină o fac pentru bani. Și atunci se duc în specialitățile unde se câștigă, nu în specialitățile unde vin oamenii săraci. Cei care suntem în specialitatea de pneumologie știm care sunt riscurile și știm cum trebuie să ne protejăm. Că nu facem totul ce ar trebui, asta depinde de fiecare. În Timișoara, anul trecut s-au înregistrat 652 de cazuri noi, cu 200 de cazuri mai mult față de 2010. Iar la nivel național, numărul bolnavilor diagnosticați în 2011 a fost de peste 14.000. La alți 3.000 de pacienți, boala a recidivat pentru că nu a urmat tratamentul impus de medici. În cazul unor ploi torențiale care pot crește debitele râurilor, oamenii vor ști să se ferească din calea apelor. Românii și sârbii au gândit un sistem de alarme care să avertizeze populația în caz de calamități naturale. La inundațiile din 2005, 20 de localități din Timiș au fost acoperite de ape. Gătaia, Berecuța, Rovinița Mare, Denta și Partoș sunt numai câteva dintre localitățile în care au fost stabilite puncte vulnerabile în fața apelor. Aici, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va monta sirene pentru avertizarea populației în cazul în care debitele râurilor cresc. Există posibilitatea anunțării populației în timp real pentru luarea măsurilor ce se impun atât de intervenție, cât și dacă va fi necesar evacuarea populației și a bunurilor din zona care ar putea fi afectată. Avertizarea în timp real a locuitorilor reprezintă un progres, spun autoritățile. Sistemul va fi implementat atât în Timiș și Caraș-Severin, cât și în localitatea sârbă Vârșeț. Râurile Bârzava și Carașul ne dau mari probleme și României și Serbiei. Va fi un proiect între cele două state care așteptăm să-l accesăm imediat.
Din banii europeni, aproximativ 1 milion de euro, se va achiziționa și un sistem integrat de comunicare. Toate sirenele vor fi monitorizate dintr-un centru de comandă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. Nu doar absolvenții de studii superioare fără experiență îngroașă lista șomerilor în Timiș. Și peste 2000 de persoane aflate în prag de pensionare sunt în căutarea unui loc de muncă. Dacă au sau nu succes în fața angajatorilor, vedem imediat în jurnal. 22 de olimpici din Timiș dau bacul mai devreme. Nu pentru că sunt mai pregătiți decât colegii lor de generație, ci pentru că în luna iunie, când liceenii susțin examenul de maturitate, ei trebuie să participe la concursurile internaționale. Sesiunea specială a bacalaureatului începe luni cu proba la limba și literatura română oral. La examinare participă 19 liceeni din Timișoara. Bine pregătiți și cu bagajele făcute, tinerii vor lua sâmbătă drumul Bacăului, acolo unde se află centrul de examinare. Gabriel Guțu este unul dintre cei 900 de olimpici din țară care vor susține examenul de maturitate cu o lună înaintea celorlalți liceeni din generația lui. După ani de muncă asiduă cu arma în mână și zeci de concursuri de tir sportiv, se poate lăuda că termină cu brio clasa a 12-a. Am avut unele concursuri care s-au suprapus cu școala, dar am reușit să mă descurc să fie în regulă cu școala. Și Larisa Sporea participă la sesiunea de bac de la Bacău, alături de toți liceenii români care merg la concursuri internaționale în luna iunie. Chiar dacă a lipsit la foarte multe ore pentru a participa la concursuri internaționale de tenis, a reușit să recupereze cea mai mare parte din materiile de examen. Urmează să plec la sesiunea specială de bacalaureat la Bacău și am reușit, zic eu, foarte bine să împac școala cu tenisul. În timp ce sportivii se bucură de faptul că scapă mai repede de emoțiile examenului, directorii liceelor se plâng că au probleme la încheierea situațiilor școlare din cauza absențelor. De la școala noastră participă Muxi Fabian, care este fotbalist. Este foarte mult plecat în cantonamente și nu are situația încheiată și este foarte dificil să îi se încheie situația având o prezență redusă la cursuri. În Timiș, cei mai mulți candidați sunt olimpici la canotaj, atletism, fotbal sau karate. Nu lipsesc de pe lista liceenilor excepționali practicanții de motociclism, biliard sau parașutism. Cu toate acestea, indulgența nu își are locul în această sesiune. Avem aceeași metodologie, aceeași atitudine față de examenul de bacalaureat. Inspectorii școlari spun că sistemele de supraveghere vor fi la fel de dure ca și pentru sesiunea examenului din luna iunie. Zilele care au mai rămas până la examen sunt numărate și pentru restul elevilor de clasa a 12-a. Liceenii vor susține bacalaureatul în mai puțin de o lună. Cum arată calendarul examenelor știe Claudia Marinescu. Bună seara, Claudia! Bună seara! Înscrierile candidaților se vor face între 28 și 30 mai, iar cei peste 5500 de liceeni care termină acum clasa a 12-a vor mai continua cursurile până în data de 1 iunie. Prima probă va fi la limba și literatura română, proba orală, și va fi urmată de evaluare la limba maternă, tot proba orală. La mijlocul lunii iulie, mai departe, liceenii își vor testa competențele într-un examen care le va testa toate informațiile din domeniul informaticii. La începutul lunii iulie va fi și proba scrisă pentru limba română și limba maternă, iar ultimele examene vor fi la proba de profil obligatorie și proba de profil la alegere. Primele rezultate vor fi publicate în data de 8 iulie și pot fi contestate. Deocamdată atât despre acest subiect. La revedere! Mulțumesc, Claudia! Lista șomerilor din județ nu este îngroșată doar de studenți absolvenți fără experiență, ci și de foști angajați care se apropie cu pași repezi de vârsta pensionării. Zilnic, aproape 2000 de astfel de persoane își încearcă norocul și speră să se numere printre candidații preferați de angajatori. Din păcate, însă, practica dovedește că firmele sunt reticente atunci când vine vorba să facă recrutări din rândul persoanelor trecute de 50 de ani. Numărul șomerilor cu vârste apropiate de pragul pensionării reprezintă un sfert din cifra timișorenilor care sunt în căutare de joburi. 2000 dintre cei aflați pe listă au peste 50 de ani. Printre timișorenii care doresc să se angajeze chiar și numai pentru câțiva ani se numără și Maria Stonchi. La meserie. Nu prea este pentru mine nimic aici. După 36 de ani de muncă, firma la care a lucrat a falimentat, așa că femeia s-a trezit șomeră pentru prima oară în viață. Chiar dacă mai are doar 5 ani până va împlini vârsta de pensionare, își dorește să rămână în câmpul muncii și nu vrea să se pensioneze anticipat. Am destul de putere de muncă și nu am obligații familiale. Pot să lucrez în continuare și chiar vreau să lucrez și îmi caut de lucru.
După 2 luni de căutări, cu vizite dese la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din județ, Maria Stonchi încă nu și-a găsit de lucru. De altfel, inclusiv conducerea AJOFM recunoaște că angajatorii se feresc să recruteze personal din rândul candidaților care se apropie de vârsta a treia. Nu înțeleg faptul că angajatorii nu prea doresc să angajeze persoane între 50 și 56 de ani și mai mult. De ce? Pentru că eu m-aș baza, de exemplu, pe experiența acestor persoane, pe vechimea lor, pe dorința de muncă. Șomerii de peste 50 de ani se pot înscrie în schimb fără să existe riscul că vor fi respinși la cursurile de reprofilare organizate de AJOFM. Aproape 300 de locuri de muncă sunt libere până în 23 mai în județul Timiș. Agenții economici caută muncitori necalificați, însă au disponibile și locuri pentru persoanele care au urmat studii superioare. Manuela Strinu a răsfăit lista Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și vine cu detalii. Bun găsit! De astăzi, aproximativ 300 de timișeni fără loc de muncă au șansa să-și găsească un serviciu. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș a publicat lista locurilor vacante, iar oferta este pentru toate pregătirile profesionale. Cele mai multe joburi, 152, le sunt adresate celor care au urmat o școală profesională. Ei pot opta pentru un post de zidar, șofer, electrician sau confecționer. 56 de locuri de muncă sunt disponibile și pentru cei care au urmat școala generală. Ei se pot angaja ca vânzători sau operatori. Și timișenilor cu studii superioare le sunt puse la dispoziție 24 de locuri de muncă. Aceștia pot aplica pentru un post de director sau contabil, dar angajatorii caută și șefi de unități sau programatori. Detalii găsiți la sediul AJOFM Timiș sau pe pagina de internet a instituției. Aproximativ 400 de liceeni de la mai multe școli din Timișoara au repetat astăzi în Piața Victoriei dansul sincron cu care speră să ajungă în Cartea Recordurilor. La competiția care va avea loc mâine de la ora 13 în alte 60 de orașe din lume, participă în total 1300 de elevi din Timiș. Este cea de-a patra lor încercare de a dobărî performanța Guinness Book din 2008. 1, 2, 3, 4, 5. Șapte minute vor fi conectați elevii timișeni la dansul tinerilor europeni. Peste 1300 de liceeni din 24 de licee bănățene sunt așteptați mâine să danseze în sincron pe muzică clasică, concomitent cu alte câteva mii de tineri din 9 țări. E foarte greu, mai ales că oamenii se hotărăsc foarte târziu să participe. Deși sunt mai puțini participanți ca anul trecut sau ca anii trecuți, tragem tare să fie bine, să iasă totul așa cum ne dorim, să intrăm în Cartea Recordurilor. Mulți dintre ei au participat și anul trecut și, deși acum sunt mai puțini, speră să compenseze printr-o mai bună pregătire. Am mai fost și anul trecut și acum 2 ani și deja știam dansul, anul acesta doar l-am mai repetat. Noi sperăm să intrăm anul acesta în Cartea Recordurilor. Ultima oară s-a intrat în 2008 și de aceea tot încercăm. Cât de mult ai pregătit? Foarte mult, o săptămână la maxim. O lună, mai mult de o lună. Indiferent de vreme, tinerii costumați la fel și având ca recuzită umbrele promit un dans sincron demn de Guinness Book mâine în Piața Victoriei din Timișoara. Lei din Banat joacă la această oră al doilea meci al finalei cu Asesoft Ploiești. După eșecul clar de ieri, albioleții sunt obligați să învingă astăzi, altfel șansele la titlu scad și mai mult. Bănățenii au promis un alt joc în această seară. Cum se descurcă Păltinișanu și compania, ne spune de la sala Constantin Jude colegul meu, Adrian Cojocaru. Bună seara, Adi! Cum se descurcă așadar Lei din Banat? Bună seara, Carolina! Din păcate, deocamdată au trecut deja 7 minute din acest meci. Și e o situație aproape identică cu cea de ieri. Asesoftul conduce în acest moment cu 17-7. Vă aduceți aminte și ieri au avut 7-8 puncte avans încă din debutul meciului. Timișoranii au intrat mai hotărâți pe teren. Din păcate, deocamdată au ratat foarte multe mingi ușoare. Pare să fie ghinionul începutului de meci, însă sperăm că își vor reveni până la finalul partidei. E sala la fel de plină cum a fost ieri, Adrian, sau fanii sunt supărați din cauza înfrângerii de ieri? Nu, fanii au rămas loiali, echipei au venit și astăzi cu mult timp înaintea partidei la sală. Sala este plină, la fel ca și ieri. Deocamdată nu s-au închis însă ușile, însă sunt cel puțin 2000 de oameni în sala Olimpia. Pentru că vorbeam de probleme de arbitraj în jurnalul de la ora 6:30, ce ne poți spune despre arbitraj? Din păcate s-au confirmat toate temerile timișorenilor, cel puțin în acest debut de meci. N-au trecut decât 5 minute până când a apărut prima fază controversată. La o minge care a ieșit cel puțin jumătate de metru în aut, pentru că era chiar acolo pe linie, arbitrii au dat minge pentru Asesoft. Timișorenii au sărit absolut tot să protesteze, inclusiv sala, moment în care Brancovici a fost sancționat deja cu un faul tehnic. Faultul tehnic se dă pentru proteste și implică
acordarea mingii echipei adverse. Așadar, din păcate, o decizie luată încă din startul meciului care i-a enervat deja foarte tare și pe spectatori și pe timișoreni. Ce ar însemna pentru cele două echipe o victorie? Calculele sunt, nu sunt foarte simple, dar pot conta. Dacă Timișoara învinge astăzi, se face 1-1 și ce e cel mai sigur, chiar și cu două înfrângeri în meciurile care ar urma la Pitești, la Ploiești, se mai joacă cel puțin un meci la Timișoara. Dacă învinge astăzi Softul și are 2-0, e greu de crezut că timișorenii pot învinge de două ori la Ploiești, având în vedere, mă, eu știu, reputația pe care o are Softul acasă. Toată lumea vorbește de aceste mici ajutoare pe care le primește din partea arbitrilor și mulți spun că dacă Timișoara pierde cu 2-0 după primele două meciuri, nu va avea nicio șansă la Ploiești. Îți mulțumesc pentru intervenție, Adrian. A fost Adrian Cojocaru, colegul meu de la Sala Constantin Jude. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Analog TV. Urmează o scurtă pauză publicitară. Revenim cu știri din sport. Timișoara a reprezentat România la campionatele europene de powerlifting. Trei dintre cei patru tricolori sunt legitimați la un club din capitala Banatului. Sorin Cazacu, Silviu Popșa și Levente Reve s-au stabilit mai multe recorduri naționale și au obținut cea mai bună clasare din istoria participării României la competiție, locul 11 pe echipe. România și-a atins obiectivele stabilite, adică am avut în obiectiv un loc 6 și noi am stabilit noi recorduri naționale și obiectivele mult mai mari, adică am obținut un loc 4, 3 locuri 5, 2 locuri 7, un loc 9 și câteva locuri 10. Am luat locul 7, am făcut 3 recorduri naționale. Progresul a fost bun, adică anul trecut am ieșit locul 17 pe acolo și anul ăsta locul 10 a fost foarte bun. Plus un record național la genoflexiuni cu 255 de kilograme. Sorin Cazacu a fost la doar un pas de prima medalie europeană pentru România. Eu am avut o încercare validă și la 405 kg, cu care aș fi putut ieși pe locul 2. Nilotul tricolor a mai făcut parte și Ovidiu Pânăzan, care a reușit locul 4 la categoria 83 de kg. Poli a obținut și matematic clasarea pe loc promovabil cu 3 etape înainte de finish. Alvioleții au câștigat meciul de la Pitești și nu mai pot fi ajunși de Gaz Metan Severin, ocupanta locului 3 în clasament. Sandu a înscris singurul gol al întâlnirii cu FC Argeș în minutul 52. Succesul lui Poli a fost însă unul numai de palmares. Deși jucătorii și-au făcut datoria în teren, ei nu vor putea să joace anul viitor cu Timișoara în Liga 1, din cauza că Poli nu va obține licența. 11-le care au obținut punctele promovării a fost format din Chirev, Mera, Scutaru, Ilie, Sandu, Petcuț, Poparadu, Chiș, Cârstea, Pătraș și Boștină. În repriza a doua au mai intrat Rocea, Popovici și Accente. BC Timba Timișoara a plecat spre București, acolo unde va juca turneul semifinal de Divizia B. Timișorenii sunt favoriți să câștige Seria A, din care mai fac parte Rapid, Farul și Aradul. Avem în grupă două echipe bine cotate, să zicem așa, Constanța și Rapidul. Noi sperăm să batem toate echipele și să intrăm în turneul final. Noi trebuie să tratăm fiecare meci cu cea mai mare seriozitate și să câștigăm fiecare meci și atunci nu o să avem nicio problemă. Urșii sunt pregătiți pentru orice fel de presiune venită din partea adversarelor. Cred că fiind mai multe echipe care își doresc promovarea, fiecare face tot ce poate și pe teren și în afara terenului ca să-și creeze un avantaj. Și de aceea și noi suntem în această luptă și facem și noi tot ce se poate ca să promovăm. Timba joacă primul meci vineri cu Aradul, apoi sâmbătă cu Farul și încheie turneul duminică împotriva Rapidului. Primele două clasate se califică la turneul final de promovare în Divizia A. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. A crescut alarmant numărul copiilor bolnavi de tuberculoză din Timiș. Medicii au diagnosticat în numai 5 luni aproape la fel de multe cazuri ca în 2011, dar în întreg anul. Și cifra adulților internați cu TBC este mai mare. Autoritățile timișene împreună cu cele sârbe pun în aplicare un plan comun prin care îi avertizează pe oameni de posibile inundații. Asta după ce în 2005 20 de localități au fost acoperite de ape. 22 de olimpici din Timiș dau bacul mai devreme pentru că în luna iunie, când liceenii susțin examenul de maturitate, ei trebuie să participe la concursurile internaționale. Sesiunea specială are loc în Bacău.
Puteți revedea știrile noastre pe pagina de internet analogtv.ro, iar dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile sau fotografiile surprinse pe adresa știrea@analogtv.ro sau sunați la numărul de telefon 0256-200-203. Un reporter Analog TV va prelua apelurile dumneavoastră. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Vreme rece și în următoarele zile, precipitații mixte la munte și sub formă de ploaie în rest, dar și vânt moderat și ceață pe alocuri. Dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vreme răcoroasă cu cer mai mult noros și ploi. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic. Izolat va fi ceață. Minima nopții va fi de 5 grade Celsius la Șiria și la Arad. Mâine în Arad, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi temporar noros și va ploua, vântul va sufla moderat dinspre nord, pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius la Șiria și 18 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, vreme răcoroasă cu cer noros și ploi pe arii restrânse, la munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări în zona montană din sector nordic. Se va semna la ceață, mai ales la munte. Minimele vor fi de 6 grade Celsius în Oravița, Reșița și Caransebeș și 7 în stațiunea Băile Herculane. Mâine în Caraș-Severin, vremea rămâne răcoroasă, cerul va fi mai mult noros și va ploua, vântul va sufla moderat dinspre nord. Pe arii restrânse va fi ceață, maximele vor fi de 16 grade Celsius în Oravița și 17 în Reșița, Caransebeș și stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, o vreme răcoroasă cu cer mai mult noros, izolat va ploua, vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord, izolat va fi ceață, minimele nopții vor fi de 5 grade Celsius în Sfânt Nicolae Mare și Jimbolia și 6 la Lugoj și Timișoara. Mâine în Timiș vremea va fi rece cu cer temporar noros și ploi. Vântul va sufla moderat dinspre nord, pe arii restrânse va fi ceață. Maximele vor fi de 18 grade Celsius la Lugoj și 19 la Jimbolia, Timișoara și Sfânt Nicolae Mare. Noaptea timișorenilor va fi răcoroasă cu cer mai mult noros. Va ploua, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic. Va fi și ceață, iar temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius. Și mâine o vreme rece cu cer mai mult noros și ploi, vântul va sufla moderat dinspre nord, pe arii restrânse va fi ceață, iar maxima zilei va fi de 19 grade Celsius. Sâmbătă vremea se va încălzi, cerul va prezenta unele înnorări în cursul după amiezii și serii, când local la munte și izolat în rest se vor semna la averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic. Dimineața va fi ceață pe voi. Temperaturile minime vor fi de 11 grade Celsius în județele Arad și Caraș-Severin și 12 în Timiș, iar cele maxime vor fi de 27 în Caraș-Severin și 28 în județele Arad și Timiș. Duminică vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Averse izolate și descărcări electrice sunt însă posibile în cursul după-amiezii, mai ales la munte. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud-est. Minimele vor fi de 14 grade Celsius în județele Caraș-Severin și Timiș și 15 în Arad, iar cele maxime de 25 de grade Celsius în Caraș-Severin, 26 în Timiș și 27 în județul Arad.